Bună seara, domnule Neagoie, spuneați că vă doreați așa să jucați pe acest stadion. N-a fost cu noroc, înfrângere pe final de an pentru echipa dumneavoastră. Care ar fi concluziile? Da, în primul rând vreau să le mulțumesc suporterilor și suporterilor noștri că au venit după noi la Sfântul Gheorghe, au făcut un drum destul de lung și le mulțumesc frumos că au fost lângă noi. Îmi pare rău că nu am reușit să îi bucurăm, să le aducem victoria. Am încercat, dar nu am reușit. În același timp vreau să le mulțumesc și suporterilor de la Sfântul Gheorghe pentru primirea pe care mi-au făcut-o și în modul cum ne-am despărțit acum, au aplaudat asta, înseamnă că nu m-au uitat și mă bucur, adică cred că orice antrenor se bucură când merge acolo unde a antrenat și este apreciat de oamenii care au venit totdeauna la meciuri, au fost lângă noi. Vis-a-vis de joc, sigur, ne-am dorit, am avut o atitudine bună, am făcut un efort foarte mare, din păcate, așa cum am spus, nu am reușit, dar este foarte greu să reușești împotriva unei echipe bune, am spus de la început, și ești o echipă bună, cu jucători valoroși, jucători cu experiență, dar în cele 94-95 de minute cât a durat jocul, au avut un singur corner și noi trei. Păi ei au marcat din acel gol, din acel corner, au marcat gol. Un corner au avut în minutul 30 și ne-au marcat gol. Asta spune multe. Ok, au avut ei posesia în prima repriză, au controlat mai mult jocul, în repriza a doua lucrurile s-au schimbat, am avut noi mai mult mingea, am încercat să-i presăm, am încercat să facem pressing foarte, foarte avansat, să-i luăm din terenul lor, să nu-i lăsăm să joace. În multe momente am reușit, am recuperat mingea, dar din păcate n-am știut ce să facem cu ea când ne apropiam de careu advers și am avut oportunități. În schimb, ei ne-au prins pe un contraatac, o pasă foarte bună, preluare de atacant, așa cum a făcut-o Tudorie și a reușit să marcheze. Ce noi, vă din supără păcate, mai tare? Faptul că nu sunt eficienți în atac jucătorii dumneavoastră sau modul în care s-au apărat la golurile? Și una și alta. Pentru că era o fază atât de simplă, știa fiecare jucător ce are de făcut. Lucruri normale, lucrăm de când am venit aici. Știu foarte bine ce au de făcut la fiecare corner. Așa cum am spus, este foarte greu să câștigi puncte când o echipă are un singur corner, și îți marchează gol, tu ai trei și nu reușești să marchezi. Atunci, diferența este clară cum se poate face. Sunt supărat, sigur, că am și primit în special acel gol și cel de-al doilea, nu ai voie, ne permis de ușor să rămână acolo jucătorul advers liber și pe deasupra că nu a reușit să marcăm mai mult de un gol, pentru că mi-am dorit foarte mult, jucătorii și-au dorit, nu am ce să le reproșesc așa atitudine, dar din păcate, așa cum am spus, suferim foarte tare. Când adversarul are un corner și îți marchează gol, atunci despre ce vorbim? Am văzut, ați făcut schimbări foarte repede, în minutul 38 deja ați schimbat, ați căutat așa să veniți cu niște soluții de pe bancă? Singura problemă, mă rog, am fost obligat să fac această schimbare, a fost cu Vlădoiu. A avut o problemă la genunchi, știam. El nici ieri, nici alaltă nu s-a antrenat, două zile, a încercat băiatul, n-am ce să-i reproșez, dar în rest, schimbările au fost, sigur, am vrut să aducem ceva în plus după bancă, așa foarte puțin am reușit, în schimb, total nemulțumit de jucătorii pe care i-am schimbat. Vor fi schimbări în această iarnă, vin jucători dorit? Cu siguranță, dorit? Probabil vor pleca, 8-9 jucători cu siguranță vor pleca. Îi voi anunța, asta este situația, asta este fotbalul, nu avem ce să facem, locul din clasament nu ne permite să mergem mai departe așa cum suntem în formula asta, vor fi multe schimbări. Cu dumneavoastră ce se întâmplă? Pentru că se auzea așa un zvon că ați putea avea astăzi ultimul meci pe banca celor de la Universitatea Cluj. Ultimul meci în 2022, da, cu siguranță. Acum, sincer, vă doresc sărbători fericite tuturor și celor din studio. Să aveți sărbători liniștite, frumoase, alături de cei dragi, să ne revedem sănătoși. Mulțumim, asemenea. Numai bine.